Salut și bine m-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. Înainte să înceapă clipul, v-aș ruga mult de tot să nu uitați să apăsați butonul de like, pentru că așa mă susțineți, așa mă puteți arăta că vă plac episoadele și o să postez zilnic episoade din Clash Royale. Dacă vă plac, promit că o să mă țin de treaba asta, totul ține de voi, să lăsați like-uri la clipuri. Ei bine, vedeți și voi, avem 3041 de cupe, nu mai știu dacă cu atâtea am terminat și episodul trecut, parcă am jucat un meci, dar am făcut draw. Și astăzi avem acest chest pe care vreau să-l deschidem. Întâi deschidem astea la mișto, cu siguranță nu pică nimic bun din ele, ca de obicei, pentru că așa se întâmplă de fiecare dată când deschid free chesturile sau ce mai deschidem noi. Ei bine, am și oferta asta pe care n-am să o cumpăr sub nicio formă pentru că e o porcărie și nu mai vreau să mai bag 40 de lei iar. Am băgat doar atunci pentru că oferta aia era genială. Cu goldul ăsta, cu 100.000 gold, este genial. Și chiar aș putea face niște upgrade-uri, dar n-am la ce cărți, adică n-am cărți importante pe care să zic că le folosesc și vreau să le fac upgrade. Poate, bă, sunt interesante unele. Unora parcă le-aș face, ia stați-mă așa, deci sunt puse într-o ordine. Deci aș pune în ordinea by arena. Mă rog, nu le-am pus eu, dar, da, iertați-mă. Se vedea mouse-ul și chestia asta nu e ok. Adică mi se pare nașpa. Mă rog. Mai bine așa? Mult mai bine. Fiți atenți acum. Da, n-am luat ce să fac upgrade. Deci putem să uităm de partea asta cu siguranță. Hai să deschidem și noi acest chest, să vedem ce ne pică din acest chest. Vreau să scrieți cu toți în secțiunea de comentarii în momentul ăsta ce credeți voi că ne va pica din acest chest. Și nu uitați, dacă vreți să apăreți, să vă apară contul în videoclipul meu următor, dați-mi mesaj pe Facebook, pe pagina mea de Facebook, o aveți în descriere, dați-mi mesaj acolo și puteți să-mi oferiți un cont de al vostru pe care voi să aveți chesturi, asta mă interesează, chesturi pentru a face un case opening, dar nu chesturi gen free chest, crown chest sau etc. Vreau chesturi de genul super magical, magical, legendary. Și dacă aveți vreun chest, dați-mi mesaj și eu o să fac videoclip cu contul vostru. Nu uitați, n-am cum să vă fur contul, este imposibil. Chiar dacă îmi dați datele, n-am cum să vi-l fur, deci nu vă fie frică sau ceva, oricum n-aș face chestia asta. Bun. Haideți să deschidem acest chest, sper că ați scris în comentarii ce o să pice, dacă n-ați făcut-o, faceți-o acum. Wow, my boy, ok, hai să facem asta, că vreau și o să fac de ceva timp. Se pare că ne-a picat 735 gold, destul de mult. 11 elite barbs, de ce? 12 tesle, 23 de goblins, 34 zap, destul de puține cărți, niște fireball-uri. Și n-avem șansă la legendară pentru că ne va pica epică. Ne-au picat cărți slăbuțe, dar măcar să fie o epică bună. 4 executioner, dacă stau să mă gândesc o carte decentă. E o carte chiar decentă. O carte chiar decentă. Decentă. Hai să facem upgrade la executioner, de ce nu? Pentru că costă puțin. Facem primul upgrade. Cred că l-am... nu prea joc eu cu el dacă sunt... Dacă stau să mă gândesc așa. Deși că nu o să-i fac al doilea upgrade. Și pe cine vreau să folosesc este The Miner. Avem minerul aici. Și personal iubesc de costa, deci nu v-am zis că joc bine cu el și îmi place. Decul ăsta este decul meu de troll. Ăsta este decul doar cu ăștia. Și aș vrea să fac un deck episodul acesta cu minerul, pentru că n-am apucat să joc deloc cu el. Și I simply wanna do that, baby. Ok, vreau să folosim Dart Goblin. Vreau să folosim Arcașe. Hai că vă arăt ce vom folosi noi în deck-ul ăsta, va fi un deck super nebun, super crazy. O să folosim, n-aș folosi coada de minion, este stupidă. Aș folosi Elite Barbs în schimb. Hai să-i pun uite aici. Sau de fapt ar merge și mirror-ul, pentru că poți face niște chestii foarte interesante cu mirror-ul, dacă știi cum să o folosești. Și cred că o să folosim mirror. Ce să mai punem noi în deck-ul ăsta? Bă, aș pune Goblin Barrel-ul, e pus? Da, e pus, cred, nu? Da, am pus Goblin Barrel-ul și cred că este ok. Cred că sunt ok cărțile pe care le avem, nu știu exact. Bă, l-a lăsat așa. Aș vrea să dau un ăsta, un clan battle, să vedem dacă vrea cineva să se bage în clan battle-ul meu. Să sperăm că avem jucători în clan dornici de chestia asta, pentru că eu aș vrea să joc cu ei, de-aia mi-am și făcut deck-ul ăsta, pentru că niciodată n-aș juca cu alt deck, sincer. Adică eu aș juca cu deck-ul meu principal cu care am și ajuns în Arena 10 și sunt foarte mândru de chestia asta, dar se pare că nu vrea nimeni să ne ia. Dacă nu ne-a zis match-ul, mai așteptăm un pic. Cine joacă un clan battle? Hai vedem. Și până atunci, battle am scris. Și până atunci băgăm noi un match din ăsta original, așa, la noi în Arena 10, să vedem cum ne descurcăm. Dacă ne descurcăm bine, să sperăm că o să fie totul super ok. Se pare că n-avem cu ce să facem push, nici măcar n-am ce să pun să-mi bat piciorul.
Ok, păi atunci o să încep. O să încerc un bomber. Ah, ok, pe bata asta un bomber micuț să strică. Bun, n-o să mirosesc cărțile. Doar o să mă apăr ca de început, pentru că îmi plac counter push-urile. Și am realizat că ești mult mai puternic dacă dai un counter push. Ok, nici el nu cred că are cărțile lui de care are nevoie. Not bad, not bad, not bad. Suprem ăștia. He's really doing that? Really? Ok. Ok. Hai să vedem. Aș putea să pun și ăsta. Ăla e, hai. Ăla e, mă. I-a dat turnul. Ăla e, mă. Uite, așa se joacă. E foarte bun decul. I-a dat turnul Izileanu. Bun, iar acum dacă vreau pot să mai pun un wizard. Pentru că cu siguranță o să pune ceva ca să se apere. Dar eu îi pun un wizard ca să îl rezolv. Ok, da. A jucat-o bine. Și tipul ăla îmi dă și mult damage. Și dacă stau să mă gândesc, n-ar trebui să aibă, n-ar trebui să aibă cu ce să-mi bată Skarmy. Da, s-ar putea să aibă. Băi, bine, n-are cum să-mi dea. Ba, da, mi-a dat freeze-ul totuși. Bate-l! Ăla e. M-am speriat, m-am speriat acolo. Trebuie să recunosc, m-am speriat. Erau mai de aproape să pierd turnul ăla. Ok. Ok, Alex, concentrează-te, știu că poți, știu că reușești. Ce ciudat îmi stă chestia asta pe mine. Hai, Alex, că poți. Ok. Nu știu cum să fac, pe ce parte să atac. Tot în partea stângă mai duce. Cu giantul din spate din nou. Pentru că dacă reușești un counter pui de obicei câștigi. Eu n-am fost nevoie de graveyard până acum. Ceea ce e super. Spong. Ok, ne-am disurcat easy. N-am avut nicio treabă. Hai să vedem cum îl facem noi pe tipul ăsta. Cu siguranță o să-i facem un push mișto. Ok. Mai punem un gigant. Ok, hai să încercăm așa. Și o să ne trească și graveyard-ul. Punem și graveyard-ul. Nu, 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 nu-mi faci asta, te rog. Nu, 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 hai să vedem, hai să vedem dacă a mers, da, i-am dat 3 stele. 3 crown, baby. Nu, nu, nu i-am dat 3 crown. Bă, ce nenorocit, bă. Bă, lasă-mă să-ți dau 3 crown, te rog eu. Am I asking for too much? Ok, arcașele. N-ai cum să dai, mă, nu e. N-ai cum să dai cu mine. Graveyard-ul, hai, te rog eu frumos. Bă, dar lasă-mă să-ți dau 3 crown-ul ăla, așa nesimțit ești. Ăla, mă, i-am dat. Bun, GG. Tipul a fost un pic de simțică, mă, asta să-i dau. Fiindcă știa că n-are ce să mai facă. Ok, nu e bine să renunț, dar ca idee. Wow, we did it, ok. Prima victorie de astăzi, primul meci de fapt și prima victorie. O să dau never aici pentru că nu vreau să dau niciun raid. În schimb avem 3070 de trofei, ceea ce, stai, să iau 2, 3, care era? 3-ul, join battle Codrineluț. Hai să-i luăm battle-ul lui Codrineluț, să jucăm și noi un double. Un meci la dublu. Good luck. Cu siguranță un abonat sau ceva. Hai să vedem ce putem să facem în meciul de astăzi. Trebuie deschis și asta, poate arată mai ok cu lumina aprinsă, nu știu. Ce părere aveți cât de ok poate să arate. Uite, să dați să vede acolo totul. Na, ok. Putem să facem totuși asta dacă vrem. Mamă, ce are tipul. O să dau asta. Ăla-i, mă. Mamă, ce se duce acolo. Normal că are arrow. Se putea să n-aibă arrow. Ok, nu-i problemă. Nu-i problemă pentru că nu o să poată să facă. Dacă a vrut el să facă asta. O să dau și un miner. Deci dacă nu punea nimic, tipul ăsta îl spărgeam. What the fuck? That was not worth. Nu știu de ce a făcut asta. A pus acel fireball degeaba. Să vedem cât îi dă Uga Buga. Oh, doamne, cât de OP este ăla, micu. De-aia l-am luat în deck-ul ăsta. Ăsta e un deck făcut acum cu valături de voi, parcă. Hai, vere. Mamă, ce prost l-a pus. Ce om. Zap era da, zap. Ok, vedem dacă merge rage-ul. Băi, am dat ceva damage cel ce-i drept. Bun, și putem totuși acum să facem asta. N-am ce să fac. N-am pus arcașele astea să sperăm că vor face treaba, dar nu cred că vor face cine știe ce treabă. Punem de Goblin Gang-ul, hai să vedem dacă merge Goblin Gang-ul. Merge chiar foarte bine. Bă, totuși ne-au dat destul de mult damage, ceea ce-i nașpa. Nu știu dacă aș putea pune un miner. N-am ce să fac cu minerul. Bă, totuși dau măcar îi las sub 2000.
nici măcar sub 2000 de euro în sat. Nu merg decurile noastre împreună, decul meu plus decul lui chiar nu merg. Codrineluț! Nu prea merg decurile noastre deloc, bro. Ok, o să-l bată repede pe tipul ăsta, fiindcă îl bat super ușor. Nu trebuie să te chinui. Mai ales că l-avem pe Uga Buga. Încă o dată Uga Buga. Desigur încă nu ajunge tipul la noi. Destul de... ce i-a dat? I-a dat ceva de mine, nu prea s-a încurcat. Niște archeri. Ok, bine gândită. Bun. Oh, ce killing. Ok, ok, hai să vedem, mai vedem, mai vedem. Ăla-i, mă, i-am dat turnul. I-am dat turnul, e al nostru. E al nostru. Vă zic eu că e al nostru turnul. E good game. E good game, bro. De bucat. Atâta ne trebuie. Ne trebuie doar 2 pentru a-i bate. Și am spart, practic. Wow, GG, boy. Mi-a plăcut asta. Deci, GG. Da. Cam atât a fost cu acest clip. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Eu am fost Alex, iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa.